magia este și în lucruri simple. Corect. O ploaie torențială în miez de vară, o îmbrățișare, zâmbetul complice al unui prieten bun și, bineînțeles, o masă copioasă. Astăzi facem un popas la un restaurant cu specific portughez. Ne așteaptă acolo colega noastră, Beatrice. Nu știu cum sunteți voi, dar mie această călătorie culinară tare mi-a făcut poftă de o vacanță. Astăzi călătorim până în Portugalia și vedem ce ne-a pregătit José împreună cu echipa lui. Bună! Bună ziua! Ai adus Portugalia în București. Un pic de Portugalia, nu așa de mult, un pic de Portugalia. Ce mâncăm astăzi bun din Portugalia? Ce avem aici? Orez cu fructe de mare. Înțeleg că e preparatul cel mai reprezentativ pentru Portugalia. Sunt mândri tare portughezii de el. Unde dintre ei? Nu, mai reprezentativ. Unde dintre mai reprezentativ? De zona de, litoral, de plajă. Ce conține, Eduard? Tu dă-ne mai multe detalii despre rețete, da, așa secretele. Acesta este un preparat pregătit pe coasta Atlanticului. Practic este un clasic al bucătăriei portugheze. Acest preparat l-am introdus și în meniul nostru, o rețetă clasică pe bază de fructe de moare de cea mai bună calitate, proaspete. Acesta conține orez cu bob scurt. Ia să și vedem cum arată. Da, bineînțeles. Roșii, ardei. Și miroase tare, tare bine. Și bineînțeles, ierburi aromatice. Uitați. Miroase foarte bine. Materia primă o aduceți din Portugalia. Nu e nimic de aici, nu? Nu, nimic. Tot vii din Portugalia. Pește, inclusive pâine vin din Portugalia. Și pâine? Dar și ce pâine mănâncă oamenii la masă în Portugalia în pauza de prânz, de exemplu? În pauza de prânz? Cum Portugalia sunt lângă ocean, mâncă mai mult pește. Mult pește? Mai mult pește. Să noi mâncăm mai mult pește. Aveți grijă de siluetă? Nu știu. Voi știi, eu nu. Bun, ce mai avem în afară de orezul acela? Bun. Aici avem un start, să zicem așa, o porție de creveți sotați la tigaie cu usturoi, da? Acolo avem baby calamari sotați la tigaie la fel cu mulio verde, coriandru, ceapă și usturoi, o sepie pane cu maioneză aromatizată. Aici avem vongole trase la tigaie cu puțin vin alb, la fel coriandru, care este unul dintre, să spunem, ingredientul special și des întâlnit în preparatele portugheze. Și acolo văd că este desertul. Care este povestea acestui desert? Cum se numește el? Și de ce e așa de special? Că e o nebunie mare. Da, așa se zic, e o nebunie. Da. Sunt un pastel de nata sau pastel de Belém. Pastel de nata. Pastel de nata. Pastel de nata. Sau pastel de Belém. E un, așa se consideră, numai mai bună prăjitură din lume, eu nu știu exact, dar așa se lume consideră. E vândută în tot lumea, se vende miliarde de pastel de nata pe zi. E un foietaj, un aluat de tartă cu o cremă. Nici eu știu. Eu se cred că nici eu știu cum se numește. Nimeni. Trebuie să venim aici să-l mâncăm, să vedem cât e de bun, nu? Vin din Portugalia, nu e făcut aici. Oh, super bun. Eu nu mă mai pot concentra, prefer să iau o pauză. Vă mulțumesc foarte mult, sigur că și da. Te invităm la masă. La masă și apoi cred că o să plec și într-o vacanță în Portugalia.